Noi suntem aici la prietenii de la 11 și pentru că ne-a cântat ceva mai devreme, n-am apucat să îi urăm, îi spunem acum la mulți ani! Mă, dar vreau să și cântați la mulți ani! Păi mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Gata! Asta a fost! Cine-i născut? Dragilor, am venit cu mare bucurie la voi, pentru că vă prețuiesc foarte mult. Sunteți doi tineri așa, fresh, fine, distractivi. Mă trezesc cu voi. Măi, tinerico. Dar ce ai fi vrut să-i spun? Nu, chiar este tinerico în fiecare zi, zic. Arată splendid. Nu arată splendid? Mulțumesc, Maca. Vreau să vă spun că am venit cu mare bucurie. De altfel, de vreo 3 ani încoace mă sună lumea să-mi spună la mulți ani de Sfântul Petru și Pavel. Până acum 3 ani mă sunau. De Sfântul Fuego. Măicuțele, măicuțele, călugării și preoții. Că ei știau de numele tău, practic. Pentru că știau ce înseamnă Sfântul Petru și Pavel, cei doi apostoli. Nu știu, acum aș, de exemplu, aș face un concurs. Cine știe cum l-a chemat pe Pavel înainte de a deveni apostol lui Iisus? Pavel este cel care nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos niciodată. Este singurul apostol care nu l-a cunoscut personal pe Iisus. El a făcut parte, dacă nu mă înșel și știu bine, din armata romană. Nero, da? Și îl chema acum, nu știm, nu știți, nu știm. Îl chema Saul. Saul. Sfântul Petru i-a dat numele la botez Pavel. S-au îmbătat și eu cu Paul. Da. Și asta vreau să spun, că până acum 3 ani lucrurile acestea se știau sau nu se știau și mă sunau oamenii care erau în domeniu, să zic. E, de dimineață când am deschis telefonul, am găsit sute de mesaje la mulți ani. Vreau să vă mulțumesc pentru toate urările, pentru dragostea voastră și pentru faptul că nu m-ați uitat. Și pentru faptul că trebuie să te întrerupem acum ca să poți să ne mai și cânti ceva. Da, sigur, de ce trebuie să fac? Păi intră observatorul peste noi. Intră observatorul, doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți observatorul de la ora 13. După ce când eu, păi vă cânt piesa, că voi sunteți naș, da. Cu piesa asta am avut premiera la voi acum câteva săptămâni. Thomas, nai, nai! Nai, nai!